Un apel fals la 112 îl va costa 800 de lei. Este vorba despre un bărbat din Chișinău care a sunat la 112 și a anunțat că inspectorii de patrulare care erau implicați în menținerea ordinii publice de pe strada Renașterii din capitală ar fi în stare de ebrietate. În urma apelului, un alt echipaj s-a deplasat la fața locului și au condus bărbatul, dar și inspectorii, la brigada de patrulare al Inspectoratului Național de Patrulare. Aceștia au fost supuși testului de alcoolemie, Drager. Rezultatul testului de alcoolemie a arătat că inspectorii de patrulare nu erau în stare de ebrietate, iar bărbatul care a sunat avea 0,58 mg pe litru de alcool în aerul expirat. Astfel, potrivit Inspectoratului Național de Patrulare, persoana care intenționat a făcut chemarea falsă a fost sancționată cu o amendă în sumă de 800 de lei. Inspectoratul Național de Patrulare atenționează că apelurile false se sancționează cu o amendă de la 600 la 1500 de lei sau muncă neremunerată până la 60 de ore.